Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendent în Zodia Balanță, 27-4 mai. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați, fiind o etalare generală, acelea care se potrivesc pentru fiecare dintre voi și să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în acest moment, pentru că veți beneficia de răspunsuri din partea oracolelor, din partea tarotului, pentru că noi ne vom conecta energetic. Și dacă vă doriți o etalare în privat, aveți motive să aprofundați o situație sau aveți dubii, îndoieli, ceva nu funcționează pe plan emoțional, sentimental, la locul de muncă și orice altceva, nu ezitați să înscrieți la adresa de mail, se află dedesubt acestui videoclip și vă răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendent în Zodia Balanță, pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care vor viziona acest videoclip, pentru toți cei care s-au înscris, s-au abonat, care mă urmăresc, mă susțin și pentru toți cei cu energie pozitivă. Să vedem ce va fi, ce se va întâmpla în următoarele zile, în următoarea săptămână, în viața dumneavoastră. Haideți să vedem. Văd că e o săptămână frumoasă, doar că în momentul de față vă văd un pic confuzi, lunatici sau aveți anumite dubii, întrebări, nu comunicați, v-ați retras, sunteți mai retrași în ce privește alte trei persoane sau în ce privește socializarea, prietenii, da? Vă prefaceți că totul este ok, dar de fapt văd că este un blocaj, cum să zic eu, o pauză. Vă retrageți. Nu vă văd foarte social, nu vă văd foarte comunicativ, foarte deschiși. Aveți acolo foarte multe gânduri în mintea dumneavoastră, sunteți între trecut și viitor sau ceva nu vă convinge, să spunem așa. Nu reușiți să luați o decizie în ce privește un grup de oameni sau în ce privește pasiunile dumneavoastră, în ce privește un curs, în ce privește o invitație la un eveniment social, prieteni. Nu știți ce să faceți, da? Să dați curs acestui eveniment sau să dați curs acestei dorințe. Sunteți acolo indeciși și confuzi, nu vedeți clar în momentul de față. Doiul de monede, regele de spade. Văd că jonglați între două situații, două lucruri sau sunteți nehotărâți din nou, da? Vă gândiți la bani, vă gândiți. Nu știu, sunt prea multe lucruri în viața dumneavoastră de care vă ocupați, pentru că vă ocupați de două lucruri, dar în același timp văd că veți fi foarte diplomatic sau profesional sau trebuie să cereți sfatul unui bărbat în semn de aer, gen în balanță, vărsător sau unui profesionist, dacă vă este ceva neclar, să spunem așa. Și chiar și pe plan financiar, acolo vă văd că jonglați sau doriți să, nu știu, poate trebuie să faceți un curs sau trebuie să intrați în legătură cu un profesionist și poate doriți sau v-ați luat decizia să plătiți în două tranșe, dacă va costa ceva, să plătiți în două tranșe, să plătiți de două ori, rate chiar, sau pentru alții vi se spune să luați ceva. Eu există posibil să existe o persoană în jurul dumneavoastră, fecioară, gemeni în balanță, vărsător sau o persoană mai rece, mai distantă, unde nu există iubire sau nu există prea multe emoții, nu are prea multe sentimente, să spunem așa. Este o persoană care rațională, care se axează pe cariera sa, da? Și e posibil ca această persoană să jongleze așa și să vă producă această instabilitate. Și e nevoie să luați o decizie, da? Vă gândiți la acest lucru, cum să faceți în ce privește acest bărbat, vă gândiți sau în ce privește un curs profesional sau acest profesionist. Șasele de bețe vreau, parcă nu mai există atracție între voi pentru unii dintre voi, nu mai există pasiune, parcă nu mai există voința de a lupta, de a munci.
Dar vreau să zic că vor veni vești bune de la drum pentru dumneavoastră sau văd că veți dori să plecați la drum și în următoarea săptămână veți lua decizia dacă e da sau ba în ce privește un curs sau un proiect sau un studiu sau profesia noastră sau acest bărbat, etc. Văd totuși că va fi cu victorie aici, da? Împărăteasa cu soarele. Este clar că veți reuși la acel drum, văd că veți acționa, veți avea parte de succes, este clar că veți da naștere un nou proiect, unei noi dorințe. Poate unii dintre voi vă doriți să aveți un copil, văd că veți dori să dați naștere unui copil și va fi cu bucurie, cu soare, cu claritate, cu căldură, cu dragoste, cu fericire. Vi se spune să aveți încredere în voi, pentru că vă veți deschide, veți străluci, veți fi în centrul atenției și veți avea noi idei care vor duce la succes. Veți da viață unui vis. Veți avea abundență. Poate unii dintre voi vă va ajuta un bărbat în semnul leului sau un bărbat din familia dumneavoastră. Vreau să zic că veți avea veți comunica mai mult, veți ști ce vă doriți, veți ști ceea ce vă veți dori, să spunem așa, și veți acționa, veți comunica și veți pune punctul pe i și veți avea parte de succes. Vă văd foarte hotărâți sau hotărâte și foarte multă fertilitate sau prosperitate, foarte multă creativitate chiar. Și nu știu ce treabă are familia sau chakra a patra. Interesant. Haideți să clarificăm totuși aceste cărți, pentru că vreau să aflu mai mult. Să vedem ce e cu acest doi de spade. Vă gândiți la o a treia persoană sau la o interferență din afară, din nou trei de cupe cu... Poate vă gândiți la factorii externi care intervin în relația noastră de cuplu sau vă gândiți că poate există o a treia persoană în viața persoanei iubite. Sau vă gândiți, nu știți ce să faceți în ce privește un curs, un grup de oameni. Văd că vi se spune că vi se va îndeplini dorința. Văd foarte multă spiritualitate, înțelegere. Vi se spune să gândiți pozitiv, să fiți pozitiv în ceea ce privește dorința dumneavoastră, să reflectați, să aveți răbdare, să vă ascultați intuiția. Doi de monede, da, sunteți, v-am spus, conflicte interioare. Nu știți ce să faceți sau că această persoană vă aduce în conflict. Sunt bune și rele experiențe, adică bune și mai puțin bune anumite experiențe prin care veți trece. Sau o persoană care este foarte lunatică și acest lucru vă duce în dezechilibru și aveți nevoie să vă păstrați echilibru. O persoană mai lunatică sau care poate joacă un teatru sau are mască, dar văd că va naște o nouă viață, schimbarea e după colți. Veți da viață unei noi idei, fertilitate, embrion, da? Deci dacă vă doriți un copil, veți merge la acest profesionist sau veți lua legătura cu o persoană, un profesionist sau cu o persoană și văd că aveți foarte mult potențial acolo și acest lucru va schimba viața dumneavoastră, va aduce o nouă viață în ce vă privește. Interesantă săptămână, foarte frumoasă. Doar că trebuie să puneți bani deoparte sau să umblați la economiile dumneavoastră, da? Să păstrați și niște bani pentru mai târziu sau să vă deranjeze să umblați la acei bani care ați pus deoparte. În ce privește o femeie care v-a adus o schimbare în viața dumneavoastră, foarte multă negativitate și au fost obstacole din partea unei femei foarte decise, care știe ce a vrut și acest lucru v-a dus în conflicte interioare și chiar ați avut dușman cu care v-ați confruntat. Da? Și v-a sub de energie, să spunem așa, chiar și emoțional și fizic. Haideți să vedem împărăteasa aici. Vi se spune că creativitatea, muzica vă poate ajuta, vă poate vindeca, vi se spune să terminați cu distracțiile, în sensul, sunt persoane sau situații care vă distrag de la ceea ce vă doriți,
să încercați să ascultați mai multă muzică pentru a vă vindeca, pentru a găsi creativitatea și fericirea în voi, senzualitatea chiar. Haideți să vedem ce cu acest soare pentru zodia Balanță. Mulțumesc! Cu acest soare veți pleca la drum și vă veți asuma acest control la drum și veți fi în centrul atenției. Va fi o schimbare de direcție, veți controla această situație, veți lua hotărârea să începeți ceva nou, cum am zis, și va fi cu succes, cu bucurie. Foarte, foarte interesant. Sau unii dintre voi poate veți face o călătorie, o vacanță sau vă cumpărați o mașină pentru familia dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă transmit unicornii, ce sfat. Mulțumesc! Unicornii spun la revedere. În curând vei vedea că această schimbare va îmbunătăți lucrurile în viața ta. Îți vei spune la revedere de la cineva, de la ceva, sau vei lăsa trecutul în urmă, sau vei face o călătorie, o vacanță și vei vedea că această schimbare vor îmbunătăți situațiile în care te afli. Și zice că în curând tot ceea ce tu ceri se va îndeplini, aducându-ți fericire. Wow! Și iubire, răspunsul la care tu îl cauți este de fapt iubire. Ai nevoie de iubire, să fii iubit, să iubești, să te simți iubită. Ai nevoie să te înconjori de iubire sau răspunsul care tu îl cauți este iubirea. Posibil să oferi iubire sau să faci cu iubire ceea ce faci. Și gânduri fericite. Pentru a te simți mai fericit, gândește la o amintire sau la ceva care te face să zâmbești. Da, încearcă să fii mai pozitiv, să ai gânduri mai pozitive, să-ți aduci aminte de ceva frumos, de ceva care te-a ajutat să iubești sau să fii fericit, care te-a ajutat să zâmbești. Și Arcanghelul Gabriel zice că vei primi inspirație. Ideea ta este inspirată de divinitate, așa că luptă și lucrează pentru a o realiza. Și vei vedea că obstacolele vor fi depășite, dificultățile din frică nu mai sunt. Deci vei depăși aceste obstacole, aceste dificultăți, aceste frici, au fost eliminate deja. Deci se vor elimina în următoarea săptămână, vei depăși peste aceste probleme. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați ascultat, eu vă aștept data viitoare și să ne vedem cu bine. V-am pupat, o săptămână minunată, binecuvântată!